Ia, bună ziua, bună ziua, mă prieteni. Văzând problemele care au fost, am decis să scot fiecare în parte unul meu de muzicuță. N-am ajuns la muzicuță, am scos gâtul. Băi, și doar am zis, băi, să scot gâtul să verific. Praf gâtul, pe jumate rupt, frate. Praf pe jumate rupt gâtul. Mare noroc pe mine că am fost la motosport și am comandat de acolo ceva. M-am dus ca să iau, să măsor segmenții și pistonul ăsta. Pistonul și segmenții sunt foarte ok, da? Astea. I-am scos unul și am pus pe cilindru. Și a zis și meșterul, am măsurat cu culiera, cu tot ce trebuie. Am cu cum a intrat. Da. Băi, băieți, drăcovenii asta era rupt pe jumate, frate, pe jumate era rupt. Uite, mă, cum a intrat aici de nu mai iese, băi, băiatul. Ia uite, băi, pe jumate, frate, s-a rupt în două. Când m-am uitat în ea, băi, ce fanta avea. Asta a fost foarte tare și n-a fost folosit de mult. Și s-a rupt, s-a făcut bardaf. Da. Și acum ia marta și omului. Uite deschizătura cum e. Ci că e foarte bună. Ci că n-ai mergi cu ăștia suta de kilometri, o bați ca pupa. Da? O bați ca pupa suta de kilometri. Pistonul e bun, segmenții sunt buni. Mai merge mult și bine. Ăsta era toată treaba, bă, băiatule. De asta se făcea așa. Trasa mamei lui. Că mi-a mâncat zilele, l-am desfăcut ca prostul tot, bucățele. Mare noroc că mai am unul de rezervă aici. Băi, să umflu o leacă roțile astea, să... Greu să scot șamandramaua de aici, de pe asta. Că asta se decapitează, scot doar șuruburile astea și de pe spate, care ține atât. Vreau să o dau jos și să bat tablă ca lumea și din aia, pe de sub, să-i bag folie anticondens. Da, să nu zdrângăni și să fac scheletul jos. Și asta o mai folosim mașina până. Ia să vedem, mai are gâtul ăsta bun. De la ăsta am luat pedala, una la mână. Am luat pedala că am lăsat-o pe asta mai mic. Asta e foarte șmecher, tu știi ce fel merge asta? Nu a fost umblat niciodată în motorul ăsta. Ia uza. Ce fel merge asta? Dar păcat că nu am aprinderea. Și acum vreau să iau gâtul ăsta ca să nu fac amețala acolo, harababură. Să iau gâtul ăsta să-l pun acolo. Uite, aprinderea asta de drujba așa a rămas. N-am mai umblat să-i mai fac nimica. Arisetul, dar ați văzut ce fel merge. Și la relantiu. Numai că nu se turează pentru că nu e bine pus. Uite. Păcat. Păcat de el. Păcat de el. Set. A, mai luăm câte una alta de pe el. Ce mai încolo și încoace. Nu? Hai luăm ăla. Sau să comand unul nou. Da, eu zic să comand unul nou, băi băiatule. Uite, asta are șaua bună. Are șaua bună. Eu zic să comand unul nou, un gât de ăla, da, comand un gât nou, să nu mai facă gât. Da, băi, și scuterul mergea, băi, scuterul mergea, dar eu când am scos tura trecută și l-am curățat, el cu siguranță a pocnit, pentru că era stat și uscat, da, și cu siguranță a pocnit mai tare. A mers ce a mers o leacă și asta a făcut pe dracu în patru. Că eu scoțând și filtrul de aici și îndesând iar ăla capacul cu ăla și a dat drumul de tot de acolo. Reducția aia de plastic. În rest, eu zic că asta merge super șmecher. Prinde suta cu siguranță, dacă are 120, mă duc 100, sigur.
Da, mă duc 100. A, cred că comand unul nou și gata. Azi nu mai fac nimica. Mă duc o leacă să fac curat la poartă. M-a dus să fac o leac de curățenii la poartă. Da. Și gata, băi, atâta rămâni. Nu mai fac nimica. Comand unul din asta. Și asta e. Lăsăm așa. De aceea, ăsta i-am pus ulei din ăsta bun, merge de rupe pământul. Cred că o scot la vânzare alba neagră, care facem 1, 2, 3, 4, ăsta. Cred că o să-l scot la vânzare. Vedeți cum arată, da? Ce fel merge motorul, impecabil, instalații nouă. O să scoatem unul la vânzare, să facem ceva bănuți, să mai facem câte un alt proiect. Ei, am revenit, am terminat și cu cotul. I-am băgat eu aici mișto, frumos, elegant. Acum durează cam mult să-i băgăm asta, pentru că trebuie două persoane. Unul să se aplece pe scuter ca să pot să introduc cilindrul la loc. Dar cred că trebuie să-l compactez cumva. Am terminat și treaba la stradă cu măturatul, o să intru și aici, dar aici o să mai las o leacă, că rămâne, dar mai dă un ger să nu îngheță florile astea care mai sunt pe aici. Și uita ce grăblături am făcut la Marian Andrei Tecuci. Gazonul care l-am pus astă vară, pe lângă trotuar, s-o ars tot. S-o ars tot, o rămas la o distanță de o șchioapă așa, tot s-a ars. Cred că dăunează cimentul ăsta, e tratat, betonul ăsta din pavaj. Ia uitați, că și la mine și la frate meu, aceeași treabă, ia uitați, la o șchioapă de pământ, de trotuar. Așa s-a făcut, s-a gălbenit prima dată. Prima dată a ieșit tot, ce frumos era, am într-un video. A ieșit tot, dar după aia cancea a început să îngălbenească, cum a dat căldura. Ăsta degajă căldură, dar e și tratat, sigur. Și cam așa s-a făcut. Da, pe unii prea puțin interesează asta. Ei, dacă de vânzare ceva, dacă merge motorul. Acum o să-l dau pe el afară, o să-l duc în magazin dincolo, că ăsta încape pe ușa din magazin. Nu-i așa lat, așa, și pe alaltul, uite-l cât e de lat în față. Pe ăsta alaltul o să-l bag în garaj și o să-i montez toate alea pe el. Uite, am uitat să acopăr aici, uite așa, am pus un preș aici. Așa. Cu două bucățele de gresie așa. Să stie așa o leacă, să nu ploie pe el. Să nu plouă. Scuze de rând. Da. Și după aia ne apucăm de dărâmat asta și facem un off-road cu asta pe câmp. Băgăm un ATV înăuntru, în spate. Și mergem și ne distrăm. Că la urmă ne apucăm de dat cu decorativă, dacă se încălzește leacă până de Paști, să facem fața, dar să terminăm frumos. Și vedem ce o mai face, dacă o să sănătate. Trebuie însă ușa asta cum o spart. Da. Cam atât cu acest episod. Mă bucur că am descoperit aia, cu toate că mi-a zis un prieten al meu: bă, nu te apucați de sface, la bă, verific în altă parte, dar eu lasă-mă, vreau să scot să văd eu ce de capul lui, de setul ăla.
Și arăt că setul e 99% bun. Așa? Adică mi-a merge mult și bine. Ciao, bambina, Guinea. Pa, pa.